Aș vrea să vă atrag atenția asupra două sau trei lucruri pe care le-am auzit în ultimii ani de la marxiști. Acești neocomuniști uh, care vor să refacă lumea și să restaureze omul, să-l facă un om nou. Uh, deci noi știm despre om că El nu poate fi făcut nou decât în Domnul Iisus Hristos. Dar uh, referitor la copii, uh, unii s-au scăpat în ultimii ani și au spus copiii sunt ai statului. Mi s-a foarte interesant modul în care au putut să vorbească atât de liber despre copii ca fiind o proprietate a cuiva. Dacă creștinii ar fi spus copiii sunt ai nu știu cui, ar fi zis, pe păi ce copiii sunt obiecte ca să vorbim despre ei ca fiind proprietatea cuiva, dar ei totuși nu au avut nicio problemă să vorbească despre copii ca fiind proprietatea statului. și da, noi putem vorbi despre copii. asta am Putem nu să învățăm de la ei, ci mai degrabă să luăm ca o atenționare, și anume că copiii sunt a cuiva, copiii sunt ai Domnului. Noi asta înțelegem, asta asta spunem și vedeți, în contrast sau în competiție, de fapt, se află Cristos sau statul, Cristos sau marxiștii, Cristos sau idolatrie. Da? că este statul stăpânul copilului, că sunt marxiști stăpânul copilului, că sunt comuniști stăpânul copilului, indiferent, este Hristos sau altceva, Hristos sau idolatrie, da? Așa că noi spunem deschis, Hristos este stăpânul copiilor noștri și El ne-a dat nouă în administrare, ne-a dat pe aceia care sunt născuți din noi și sunt ai noștri, da? Ne sunt dați pentru o perioadă de timp de către Hristos. Copiii sunt ai noștri. Nu ne trebuie să ne temem să spunem lucrul ăsta, la fel cum nu s-au temut ei să spună lucrul ăsta, ei, care mulți dintre ei nici măcar nu au copii, unii dintre ei sunt total incompetenți să se pronunța cu privire la tot ce ține de viața unui copil și ei care nu au nicio legătură cu copiii noștri, practic, da? nu i-au născut, ei nu i-au crescut, ei și așa mai departe. Noi nu avem nevoie nici măcar de favorurile și de privilegiile lor și așa mai departe. Al doilea lucru important pe care l-am auzit este că primii ani din viața copilului sunt fundamentale. Foarte mulți creștini au vrut să scape de copii primii ani de viață acestora sau imediat după ce au fost alăptați și așa mai departe, s-au pus puțin pe picioare ca să-și continue carierele lor și ideile lor și proiectele lor și așa mai departe. Și statul și instituțiile și în special cei care au o filozofie marxistă de control asupra omului s-au bucurat să-i preia, să-i dea pe mâna experților, experților ca să-i educe și să îi formeze. Lucrul ăsta trebuie să fie un semnal de alarmă foarte important pentru noi. Scriptura ne învață că primii ani din viața copilului sunt importanți. Domnul Iisus Hristos a luat niște copii mici în brațele lui și a binecuvântat. David spune la un moment dat, tu Dumnezeu meu din cele mamei mele. Da? Sau sunt sub protecția sau la adăpostul tău și așa mai departe. Domnul Iisus zice, din gura copilului și a celor ce sunt la țâță, ți-ai scos o întăritură de laudă și așa mai departe. În Sfânta Scriptură, primii ani din viața copilului sunt importanți, sunt fundamental. Psihologia și oamenii care au studiat Structura și felul de dezvoltare a copilului în primii ani din viață spune că primii ani din viață sunt extraordinar de importanți pentru pentru tot ce urmează să fie copilul pentru tot restul vieții sale. Da? De aceea înțelegem noi motivul pentru care mulți oameni răuvoitori vor să ne preia copiii din primii ani din viață. E mult mai greu să te duce pe tine. E mult mai greu să te învețe pe tine, mult mai greu să-ți schimbe ție mentalitatea, valorile, standardele și așa mai departe. Perspectiva asupra lumii și asupra vieții. Așa că este cel mai simplu să-ți ia copiii tăi. Mulți dintre ei nu au copii, nu vor să facă copii, dar au nevoie de niște copii, da? Care vor fi uh, viitorul lumii acesteia, al culturii acesteia, societății acestea, bază, da? Și atunci ne iau copiii noștri sau vor să ia copiii noștri și nu ți ia cu forță. Vedeți, încă nu s-a ajuns chiar până acolo uh, la nivel mare să facă lucrul acesta dar ți de bunăvoie, tu îi dai de bunăvoie, vrei să scoți cât mai repede din casă, vrei să dai cât mai repede pe mâna lor. Și în timp ce noi spunem, poate spunem și greșit dacă spunem asta, copiii nu înțeleg, domnule, nu pricep, sunt primii ani din viața lor, sunt neliniștiți, îți cu capul în altă parte, până să dezvolte și așa mai departe, trebuie să-i ținem departe de slujbele bisericii, de lucrurile religioase, că ei oricum nu înțeleg, ei, ceilalți, necredincioși, au o înțelepciune mai mare decât noi și să împlinește ce spune Scriptura, că fii în întunericului sunt mai înțelepți decât fiii luminii. Ei au studiat, nu au Sfânta scripturile, au studiat, au analizat, au văzut cum funcționează omul și au zis, primii ani din viață sunt importanți. Vrem noi să ne ocupăm de ei în primii ani din viață. Uite, vă dăm vouă niște facilități, niște privilegii extraordinare, ca să nu vă mai ocupați voi de lucrul ăsta, dați-ne nouă. Astea sunt lucruri care trebuie să ne atragă foarte mult atenția asupra unei schimbări fundamentale de gândire a creștinului care schimbare de gândire nu s-a făcut în urma studiului Sfintei Scripturi, în urma unor nu știu ce descoperiri științifice, în urma unor niște descoperiri despre uh, creșterea și dezvoltarea copilului, nu. Ci niște schimbări de mentalitate și schimbări de trai și de conduită în relație cu copiii, datorită confortului, datorită facilităților pe care le avem, datorită unui stil de viață pe care ne-l stabilim. Da? Și mentalitatea și uh, felul să ne raporta la copii, pune copilul pe o treaptă inferioară, da? îl pune ca valoare undeva mai jos, chiar dacă nimeni nu declară lucrul ăsta. Asta ne a arătat marxiștii în ultimii ani de zile, că copiii sunt ai cuiva, că primii ani din viața lor sunt foarte importanți și că copiii înțeleg. Copiii înțeleg mai mult, mai mult decât vrem să credem noi că înțeleg ei. Și știind lucrurile astea și crezând lucrurile acestea, mi se pare foarte interesant. Oamenii ăștia au o escatologie pozitivă, optimistă. Ei cred că se va întâmpla ceva în viitor. Ei cred că pot schimba cu ceva societatea. Ei cred că pot schimba cu ceva cultura. Ei cred că copiii sunt importanți, vor să investească în ei sau să-i deformeze și vor să realizeze ceva pe termen lung. Din punctul meu de vedere, creștinii au cel mai multe motive să creadă că pot face lucrul acesta, că trebuie să facă lucrul acesta și totuși au abandonat așa de ușor o escatologie optimistă, da? o perspectivă optimistă cu privire la viitor, o perspectivă creștină cu privire la viitor. Trebuie să învățăm lucrurile astea de la ei.